Păi ca la 31 de ani, ca luna iulie, am adus în afacerea mea 3 persoane noi. Cum le-au adus în afacerea mea? Ca urmare a unui follow-up de calitate. Ei au decis să alăture afacerii mele. Două persoane între, două persoane deosebite, sunt băieții unei foste cliente de ale mele, care și-a dorit să-și aducă băieții alături de mine. Mă bucur foarte mult că nu numai că i-a adus lângă mine, ci și lucrăm împreună. Ei deja au crescut la o nouă treaptă de carieră. Cel de-al treilea distribuitor este tot un client al meu, ce și-a dorit mai mult decât să fie un singur client, să câștige niște bani, să-și acopere programul lui de slăbire, al soției. Eu i-am oferit această posibilitate și mă bucur că am făcut trecerea de la a avea doar clienți în să trec spre a-i transforma în distribuitori, pentru că am înțeles tot de la Florina că cei mai buni distribuitori sunt clienții mulțumiți și clienții care au avut rezultat în, în consumul de produse. Bravo! Gata! O întrebare pentru tine. Dacă ar fi acum cineva să spună vreau să ies top recruiter, ce i-ai recomanda? Ce i-aș recomanda? Să aibă grijă de spune. Pentru că eu am mai avut. Am fost top recruiter și acum vreo 3 luni. Am avut 5 distribuitori, dar nu erau din rândul clienților. Erau niște cunoștințe și-au dorit business-ul. Doi mai sunt în continuare alături de mine, ceilalți 3 n-au înțeles ce înseamnă un consum de produse, n-au înțeles importanța training-urilor. Și de aceea eu îmi doresc foarte mult și în momentul de față sunt foarte focusată în a transforma clienții pe care am, pentru că am o bază destul de mare de clienți. În a-i transforma în niște distribuitori motivați, să facă persoane din jurul să simtă ceea ce simt ei datorită produsului. Deci la tine procesul e în felul următor. Fac clientul, investesc în relația cu ei. În momentul în care am investit în relația cu ei, după aceea mi-este mult mai ușor să le ofer oportunitatea financiară. Pentru ei semnează legea. Ei înțeleg foarte bine valoarea produsului. Mm-hmm. Eu am oferit licența persoanelor care am văzut că vorbesc și ceilalți din jurul lor despre Cozy Herbal. Am văzut, interesant. Mie, cei doi băieți care acum sunt distribuitori, două persoane din aceste 3 persoane, sunt băieții unei foste cliente ale mele, ea devine distribuitor în urma faptului că ea a venit cu șeful ei la o evaluare. A devenit client șeful ei. Eu a doua zi am zis că vreau să ne întâlnim, să stăm 5 minute de vorbă. Dânsa a venit, am așteptat o cu bănuții pe masă, am spus acești 200 de lei poate să fie bănuții dumneavoastră. Sau puteți doar să beneficiați de 30 de puncte pe broșura noastră de Wellness Bonus. Care a fost condiția să-i dai bani? Să semnăm o licență, să vină la training. De să se implice în business. Să se implice în business. I-am explicat că, în primul rând, am invitat un seminar de afaceri și mă bucur foarte mult că acest seminar a lucrat pentru noi Adina Pleșa. Și a fost extraordinar. A decis atunci să semneze licența, avea licența la mine, a decis să semneze licența. De atunci a fost la toate trainingurile și au dus băieții în afacere. A înțeles că e o afacere de familie și mă bucur că am putut să să influențez și să contribui la... și o să contribui în viața de Bravo. De unde vine mama lor? Din client, un contact ocazional, deci nu o cunoșteam, nu știam nimic despre dânsa, a venit la evaluare și a decis să înceapă consumul de produse. Deci contact, clientă, relație, semnare de licență, ea și-a adus și cei doi băieți ai ei și asta ai zis. Foarte fain. Dacă nu ieșeai în ziua aceea la contacte, n-a venit nici client, n-a nici profit direct, nici 3 distribuitori. Era o recomandare ca urmă. Era o recomandare în urma unui contact. Deci e recomandare în urma unui contact. Și mai interesant. Contact, recomandare, client. Client mulțumit,
semnare de licență și cei doi copii în business. Foarte fain. Am urmat exact ceea ce mi-a spus Sorina și am înțeles după... Mi-a trebuit ceva timp. Am grijă de clienți că eu cum să vor veni alături de mine. Și am observat clienții cu care am relaționat cel mai bine sunt clienții cei mai mulțumiți, care nu-i interesează neapărat cât arată Tanita, ce se întâmplă de fapt cu motorul. Este important că se întâlnești cu tine. Se întâlnești cu mine, că se simt bine datorită produselor, îmi face plăcere să vină și aceștia sunt clienții săi. Și acești clienți eu vreau să-i transform în distribuitori. Pentru că ei sunt cei mai buni. Bravo! Aplauze pentru tine!